Salutare la toți și bine v-am regăsit pe canalul nostru! Noi am promis că o să desfacem un colet cu haine. Iată, aici este. El deja așteaptă, cred că mai bine de o lună și noi nu l-am desfăcut. Am așteptat ca să-l arătăm și vouă. Eu, sincer, deja... Fetele nu au știut. Eu deja am și uitat ce este aici în el. Acum și o să descoperim împreună cu voi. Doar această roche din colet, da. Voi ați văzut-o de ziua Sofiei. Am fost eu îmbrăcat. Eu propun astăzi să probăm aceste haine, pentru că sunt niște site-uri de pe care eu am comandat pentru prima dată. Au fost multe haine la reduceri și nu știam exact mărimile, dacă se potrivesc sau nu. Și voi astăzi o să probați hainuțele. Da? Așa. Și poate mai întâi încălțăminte. E mai simplu, da? Cu încălțăminte. Da. Dar încălțăminte este mai mult doar pentru Nicolas. Haideți, de la ce să începem? E mai și ceva foarte frumos. O oiță. Hai. Aceasta este ceva pentru mine. A, și o pijama am scos-o de aici. Tot este pe pijamaua mea. Eu, la fel, am îmbrăcat-o în ziua când am felicitat-o pe Sofia de ziua ei. Deci atunci am îmbrăcat pijamaua cea nouă. Și am aici, uitați-vă, ce costum mi-am găsit. Costum de oaie. Nu o să fie cald la vară. Păi nu e de vară. Eu o să-l testez astăzi. Eu încă nu l-am măsurat, vă imaginați de când este și acum cât era rece, eu nu l-am purtat pentru că așteptam să vi-l arăt și acum mă prinde vara. Și o să-l port așa ceva. Atât de moale, atât de plăcut. Eu o să rămân în asta, dar pentru voi o să măsor și acestea. Deci întreg. Haideți să trecem mai departe. Acestea sunt, cred că, mai mult ale mele. Aceasta tot este o pijama de-a mea. Este o cămașă și pantaloni scurți. Iată așa. E frumoasă? Da. Vă place? Da. Și încă o pijama de-a mea. Sper să-mi vină, pentru că eu acum un pic am adăugat la kilograme, dar cred că e cam ușoară. Cred că o să-mi cabă. Așa. Și din nou o cămașă. Îmi plac foarte mult pijamalele, da? Corect. Cu cămașă. Sara se grăbește și poate totul. Hai, Sara, o să dăm ceva și Sofiei să scoate și ea ceva să arate. Este a lui tata. Este tot o pijama cu pantaloni și un tricou. Pantaloni cu cățeluș. Rochi. Sunt rochi, da. Așa, aruncăm acolo și apoi o să testăm. Acesta pleacă. Hai să fie Ok, aceasta mi-a plăcut. Doar nu numai tu și noi tot. Ui. Hai pe râu. Aceasta ce? Aceasta este un costum de baie. Oh, cu pantaloni scurți, mărimea. Ok, a mea? La sari? Sari. Multe haine nu ne-au venit, apropo. Deci... Deja ceea ce ne-a venit, avem, unde este mărimea, 11 ani. Yes, Sania! Stai, nu se știe, poate 11 am luat sare, pentru că am încercat să iau toate un pic mai mari. Hai, scoate încă ceva. Este încă una exact, yeah. Două la fel. Iată. A ta? Nu, al tău este. Acest costum de baie este a Sofiei. Iată așa costum de baie. Nu-ți place? Îmi place. Pentru că e mic. Cum e mic pentru Sofia? Eu cred că și mie o să-mi vin așa mare. Este foarte mare. E mic? Nu. E mare. E mare. O să fie mare pentru Sofia. Așa îți pare. Acum, sa. Ce este? Asta este al lui Nicolas. Este un costum, nu este pijama, este un costum de vară, un tricou și pantaloni scurți. Mi-a plăcut foarte mult culoarea, mie și lui tata și noi am ales. Hai, Sara, încă una să scoate. Oricum, ea a scos toate, dar erau pentru mine. Acum Sara scoate toate pentru Nicolas. Din nou, sunt pantaloni scurți și un tricou pentru Nicolas. Drăguț. Acum, mam? Hai,
ai Sofia? Încă două, Sofia. Aceasta este a Sarei. Dacă nu greșesc. Păi vă zic că nu știam mărimile. Este 11 ani în doar Sarei, cred că. Sara, vrei să testezi acum? Pe urmă o să îmbrăcăm așa cum trebuie. Deci să testăm, pentru că dacă nu greșesc, sunt și pantaloni. Ia uite cum e mare. Eu am luat, am zis, fie un pic mai mare decât mic. Și este, nu știu, mie îmi pare că este bun. 11 ani. Hai, Sofia. Ce mai despre? Dacă vrei, rămâi așa. Wow, ce super. Să văd ce vârstă este. A mea, cred. 11 pentru Sara. Deci este pentru Sara. Wow, că frumos colorat. Este un fanora cu glugă. De nuanțe neon. Îți place? Da. O să o testezi, probezi. Da. Acum eu, încă două. Ce este? Asta, ce este? Nu, nu este costum și nu e pentru tata. Asta? Este pentru Sofia un tricou pentru 13 ani am luat. Nu e mare, crede-mă. Dacă se iei așa cum se poartă acum mărimi mai mari, va fi super. Da? Îmi pare că e destul de ok. Mie îmi place. Tot nuanțele sunt foarte frumoase. Nu-ți place? Nu-mi place, dar nu-mi place, dar nu-mi place. Nu e mare. Hai, Sara, nu e mare, ți-ți pare? Cât de frumos este pentru cine? Pentru cine este acesta? Cred că după mărei. Crezi tu că este a ta? Sare. Sare unde scrie. Dar eu nu văd mărimea. Mărimea? Sau a mea? Unde s-a ascuns mărimea? A Sarei. Sofia, acum așa se poartă, Sofia, parcă ai rămas cu moda în urmă. Deci acum se poartă hainele să fie mai largi, mai mari. Iată, acesta este pentru Sara. Sara, o să probezi și o să vedem. Dacă va fi mare, se poartă Sofia, pentru că Sofia are 11 și aici este pentru 11, da? Pentru Sofia, sigur, este mică. Părerea mea. Să vedem. Okay. Cum să fie? Acesta este pentru Sara. Pentru Sara 11. Nu, uitați. Sofia. Cum e colorat, nu știu. Și este pentru 13 ani, cred că. Pentru că i-am luat Sarei 11 și Sofiei 13. Da, acesta este pentru Sofia. Îți place? La blugi o să fie foarte frumos. Hai. Pentru Nicolas. Nu. Pentru Nicolas. Nu e pentru Nicolas. E prea mare. Pentru 13 ani pentru Sofia. Iată așa și așa. De costum. 13. O să măsurăm și o să vedem. Dacă vor fi mari, o să le întoarcem. Hai. Sunshine. Hello sunshine și este pentru cine? Pentru Sara. Sara. Pentru Sara, așa și pantaloni scurți. Așa merge combinație. Două. Îmi plac. Cum eu? Unicul lucru, dacă este mare pe Sara, îi vine Sofie. Dar dacă este mare pe Sofia, din păcate nu vine mie. De ce? Pentru că nu-mi vine. Dacă e mare pe tine, cum nu e bun? Pare că a fost de cineva. Da, a fost de ăsta și acum este încă unul. Deci, acesta este mai mare, acesta este al tău. Da. A, da. Costum de era baie. Primul pe care l-am. Da, primul era deja, este acolo. Și iată este al doilea pentru Sofia și este foarte colorat și este cu unicorn. Cu unicorn. Și ce este? Cred că am eu. Da, sunt două. Uite, ți-a plăcut foarte mult. Hai, deschide. Hai, ce pot? Și acesta este a Sofia, acest conorac. Acum cine? Sara?
trebuia deja seara, trebuia fete, ce să zici, fete, se ceartă de la haine, cine să deschidă prima? Hai, cine, tu? Cred că pentru... a ta, nu? Nu, pentru mine nu este nimic, practic, doar pijamalele, este pentru tine. El este lung, se poartă lung, se primește scurt, se poartă un pic mai lung. Aici asta este încă ceva pentru să fie niște chiloței și un și aceștia sunt pantaloni de pentru la acela, acest da. Anorac. Și, asta și ea, nu știu, dacă nu sunt mari pentru Sara, sperăm, ținem pumnii să nu fie mare. Pentru că toți pantalonii sunt scurți pe Sara. Oho! Îmi pare că ai miei, nu? Pentru Sofia, cred că mă gândesc eu, dar o să vedem. Haideți, următoarele, care? Aceștia, aceștia? Hai și ăsta. Hai, aici este pentru ambele. Haideți, faceți. Ok. Sunt ceva gen halate pentru casă, halate? După baie, după care se îmbracă, iată așa, se îmbracă. A, știu. Și vă îmbrăca aceste... Da, gen rochiță. Nu aceasta e sare și ceva. Nu, aceasta este mai mare. Vă îmbrăca aceste călduți și bine, ca să nu vă îmbăliți. Da, ceva gen acesta. Haideți mai departe. Trebuia să mai fie încă astfel de pijamale, încă un set, pentru că erau seturi de pijamale, dar a venit doar unul singur. Dar mie îmi pare că aici este vârsta de 10-11 ani și o să le vină la ambele fete, dar este exact mijlocul. Aici este albastru și roz. Iată, aici este albastru așa cu inimare, așa este. Dar... cu steluțe, din nou cu inimioare mai mici. Una, două, trebuie să fie și... trebuie să fie... aceea, una cu inimioare și cu steluțe, aproape la felul... Și fix așa sunt și aceste tricouri. La fel o să vină și să fie și sare. Plac? Da. Sunt drăguțe, sunt simple și sunt cu mult mai ieftine decât la noi. Deci, ia. Prețul la tot acest set este cam cât la noi să cumperi o pijama pentru fete. Noi am cumpărat și știm, eram șocați de prețurile de la noi din Moldova. Iată ce o idee. Doar așa, bine? Iată, haideți. Sara! Acesta și este al tău. Wow. Și vine cu acești pantaloni. Wow. Este set. Este place? Da. Hai să fie acum tu. Pantaloni mai lungi ca la eu o să arăt aici. Acesta. Acesta e al lui Nicolas. Este al lui Nicolas pentru plajă. Nu știu doar dacă o să mergem. Am luat acesta la plajă. Baby Shark am luat. Dacă nu, ne ducem la aquapark și o să poartă acum. Acum eu. Hai da. Tu. Da. Am ascuns. Setul cum e a sarei, doar a doua este roz, fără desen și cu astfel de pantaloni. Ah, care e violet? Uh-huh. Acum e. Acum tu acesta este al tău. Ia, de acolo. Și acesta este a Sofiei. Acum da, a Sofiei. Hai, arată. Mi-a plăcut foarte, uh-huh. foarte mult culoarea. Tot. Combinația a făcut mult. Iată. Aveți acum de provat. Foarte multe. Încălțăminte. Aceștia sunt mari, dar sunt de la reduceri. Sunt pentru de Nicolas. Pentru Nicolas? Sunt Crocs, dar un pic mai așa. Dar asta pentru cred că la anul sau... Aceștia sunt pentru mine? Cred că pentru tine și pentru Sofia. Dar voi acum puteți să probați. Mie îmi pare că o să fie din mie. Și ai tăi, îi vin Sofie. Să rămâne fără. Aceștia i-am luat lui Nicolas niște Adidas și aceștia. E bine. E bine, da? Aceștia a ales mama? Da, și aceștia a ales tata. Scrieți care sunt mai frumoși. Eu aș spune aceștia. Să ne cedă abonații. Care sunt mai frumoși? Care a ales mama?
pe care ai ales tata. Forma lui chiar îmi place. Iată. Și mai avem aici încă încălțăminte. La fel la reduceri. Aceștia i-am luat lui Nicola și sunt acum numai buni, dar deja vine vara și deja nu o să-i mai vină. Dar noi știm cui să facem cadou aceștia. Avem deja fericire. O să vedeți voi. La un bebeluș o să mergem și pentru el o să fie acesta cadou. Voi nu știți, nu, voi nu știți. Aceștia toți sunt pentru Nicolas. Toate sunt de la reduceri și chiar prețurile erau foarte mici. Aceștia la fel sunt al lui Nicolas. S-a blocat acolo. Și încă la fel pentru Nicolas. Da, sunt foarte mari pentru el. Eu vă zic, eu am luat doar pentru preț. Și am zis să iau mai multe, iată. Sunt tot UGS, doar că cu chestia asta la spate, doar ea se scoate, dacă vrei o scoți. Cum? Da, uite. Nu trebuie. A, nu trebuie, dar ea se scoate foarte ușor. Și cam atât și acum haideți să trecem la măsurat. Eu am foarte puțin pijamale, nu le mai îmbrac eu, o să mă vedeți voi în ele. Doar acest o să îmbrac, dar fetele au foarte multe și tare nu le place. Încurajați-le cu like-uri ca ele să se îmbrace și să vă arate cum le vine, pentru că eu sunt curioasă. Sofia a zis că totul este mare pe ea, chiar vreau să văd. E mare sau nu? Eu vreau mai întâi aceasta. Ok, hai, dar cu ce jos mai? Hai costume, din costume ceva. Eu vreau acesta, nu? Acesta și Sara, iată acesta vreau. Sara, acesta și ia și hanoracul. Să vedem pantalonii cât sunt de mari. Haideți, făguța hai. Sus și deja să le vedem frumoase. Până când fetele se îmbracă, eu deja m-am îmbrăcat și iată puteți vedea costumul meu. Este cam el de iarnă, dar oricum, deci îmi place oricum. La anul, dacă nu voi fi un pic mai mare, o să-mi vină și iată. Este atât de plăcut, moale, moale, moale. Primul look al fetelor apreciați. Cum vă pare? Vouă vă place? Da. Să las combinul cu ochelarii. Haideți să trecem la următorul. Look-ul 2. Wow! Vă place? Cred că este călduț. Mm-hmm. Ia, puneți-vă gluga. Da, trecem la următoare. Următorul loc. Și Sofia, sunt mai? Nu. Chiar un pic mici. Mici? Aha. Cea care zicea că totul este mare, mare, mare. Ai, e, la pantaloni. Mă zic, pantalonii să rămână acum să schimbați doar partea de sus, cămașile astea. Aceasta? Nu, că, hai acestea, bine, hai acestea. Și ultimile, acestea colorate, curcubeu, da. Și gata? Și gata, și gata, mai mult nu vă zic nimic. Care, acesta. Concluzia e că eu nu am greșit cu mâinile. Un pic poate sunt mari, dar mai bine mari decât mici. Da? Uh-huh. Dar arată foarte bine, destul de bine, deci mie îmi place. Dați like-uri dacă v-au plăcut căinuțele noi ale fetelor. Și vă abonați la canal, dar noi ne revedem în videoclipul următor! Pa!